Transilvania și în alte. Dar noi suntem români și acest om, după alegeri, noi suntem români. Eminescu a fost unicul care, pentru toată România, și ne-a deschis limba și ne-a deschis limba. Noi suntem basarabieni. Da, dar apoi e clar că basarabieni. Am aparținut de români, pe urmă ne-au potropit rușii și am fost ocupați de ruși. Da, acum suntem liberi, nu suntem nici români, nici ruși. Andrei, noi suntem pepeneni, noi suntem din pepeni acum. Ei, frate Andrei, știi când mi-a fost gine? Când s-au dus românii și s-au dus de la mama. Atunci, nu ne punea nimeni la muncă, nu ne punea nimeni. Da, ia spune-mă, tovarășule, când a fost mai bine timpul trăit? Amori, știi, da, dragi tovarăși, timpul înainte a fost tare greu de trăit. Dar noi mai bine am trăit când s-au dus românii și încă nu vine să rușe. Cât a fost acolo. Atunci o fost mai bun. Ei, îți mă învăță oameni, știi, ruși, te duci și câștigi ca pica, vezi, de la dânșă. Dar câștigi cu truduri și, în orice caz, ei au, nu-ți place, așa, zici, păi ce-ai venit tu, dar aici? Și-ți la tine, dacă nu-ți place cum îți plătesc eu. Și poți să-i zici tu. Tu nu zici lui niciun cuvânt, tu ești în țara lui. Dar păi cum? Și poți zici? Trebuie să ai registrație, te-ai prins pe registrație, ștraf. Chiar de aia registrație, iar ștraf. Nu-ți place, tu te vei în țara ta dacă nu-ți place. Și poți să-i zici. Da, păi cum? Unica primatică așa este, țări, îi fac ocupanți, pentru că ei sunt prea tare nagli, iată. Sunt nagli, ei se ocupă. Ia că când ar șiși la noi în Moldova, ei, e limba de stat, limba de stat, eu, n-ai și pune tu încă și limba rusă. Vedeți? Da, și ai deschis o școală, lasă și vânci, și nu, o singură școală de limba rusă, restul, dacă e moldovenești, moldovenești. Unde și eu am fost două, o săptămână cât am fost la Chișinău, între care două zile cât am umblat așa prin rutieră și am văzut. E tot în limba rusă. De unde nu poate de acolo să scrie în zgrăia asta în limba rusă. În Chișinău e nimic, vază. Te-ai dus în Bălț, eu cu ghițul o putem cumnatul, tot la un bar de vină așa și am intrat noi leacă în politică, dar știi că el e politicat. Ei, de ce voi tăți, Badionică, Vasile și tu, tăți cu românii, de ce nu vrați cu Rusia? El se duce în Rusia și muncește. Băi, și eu am fost, băi, în Rusia. Și eu nu mă duc, și eu și Vasile se duce, și eu am fost, și tu te duci, toți ne ducem, băi. Ei, ghițelul Pădin, zic, dar de ce, băi, tu, dacă te duci în Rusia, de ce nu vorbești moldovenești acolo? Dar tu la tine acasă vorbești rusești. Dacă te-ai dus în Bălț, în Chișinău vorbești și moldovenești, acolo studiați mult. Te-ai dus în Bălț, tăi rusești vorbesc. De ce tu ai la tine acasă să nu vorbești? Dacă îl întrebi pe moldovenești, el ne znaie. Aude, băi, tu la tine acasă, el ne znaie. Tu cu rusul. Eu mă duc la Rusie, eu nevoit trezgresc rusești, că moldovenești nu poți să vorbești, că el nici nu te aud, nici nu îți lămurește nici. Dar aici tu acasă, la tine și tu trebuie să grești rusești. Dacă nu grești rusești, rusești nu știu. Ei au biruit război, ei nu voia să biruit. SNG-ul, că noi am fost tot în SNG. Noi toți am biruit războiul din 45.